Ajută-mi, Doamne, să trăiesc această zi cu inimă curată, trup vrednic și cuget neîntinat. Arată-mi Tu pe unde să pășesc ca să rămân pe cărările Tale și ține-mă cu credință în fața tuturor încercărilor și a greutăților. Tu, Doamne, m-ai învățat prin cuvântul Tău să trăiesc fiecare zi și fiecare clipă cu nădejde și cu bucurie, căci cei ce se bucură întru Domnul în această viață se vor bucura întru dânsul și în viața cea de apoi. Și tot Tu ne-ai spus, Doamne, că toate cele ce ne sunt date, atât cele ușoare, cât și cele grele, sunt înspre mântuirea și înspre desăvârșirea sufletelor noastre. Așa că Te rog, Doamne, ajută-mi ca astăzi să le primesc pe toate cu seninătate și cu bucurie și cu mulțumire și cu credincioșie. Amin. Dumnezeule, Cel ce neobosit sălășluiești în toate cele văzute și nevăzute și Cel ce preamărit împărățești peste toate cele știute și neștiute, ascultă-mi, Doamne, și astăzi rugăciunea și primește a mea smerită cuvântare. Îți mulțumesc, Doamne, că mi-ai dăruit această zi și privește-mă acum cum cu recunoștință îți pomenesc numele. Sălășluiește Tu, Doamne, în fiecare ceas, în gândul, în glasul și în inima mea. Și nu mă lăsa să mă depărtez în nicio clipă de la poruncile Tale. Dăruiește-mi zi liniștită, împlinită și binecuvântată cu ale Tale daruri și minuni și ține-mi sufletul neîntinat în fața răutăților și a ispitelor. Nu mă lipsi de binefacerile Tale, cele cu care îi răsplătești pe cei cu credința curată, căci nădăjduiesc fără îndoială în mila Ta și în bunătatea Ta. Fă, Doamne, ca această zi să-mi fie mie prilej de a căuta la a Ta mântuire prin ducerea la bun sfârșit a tuturor treburilor și a îndeletnicirilor pe care mi le-ai încredințat și ține-mi calea luminată cu al Tău cuvânt pentru a nu cădea în păcat. Amin.